O zi de arhitectură urbană în orașul Pitești s-a numit expoziția itinerantă organizată de Uniunea Arhitecților din România și Direcția Județeană pentru Cultura Argeș. Manifestarea găzduită de Centrul Cultural Pitești în spațiul expozițional Casa Cărții a cuprins ilustrații ale monumentelor realizate de arhitecții români care au contribuit la îmbogățirea patrimoniului național. Specialiștii prezenți la vernisaj au lansat un manifest cultural pentru salvarea clădirilor de patrimoniu, printre care se numără și culele, construcții ridicate pe lângă lăcașele de cult din România. Expoziția a fost bine primită de publicul format din elevi și cadre didactice de la clasele de arhitectură din cadrul Liceului de Artă din Ulipati din Pitești. Am venit pentru cele 4 clase de arhitectură din Pitești. Am rămas profund impresionat de formidabila viitorime a arhitecturii noastre. Felicitări celor ce au ființat, felicitări celor ce vă îndrumă și felicitări dumneavoastră și succes la școală. De asemenea, am adus această expoziție pentru cetățenii orașului Pitești, pentru că sunt foarte mulți, sunt recomandiți, foarte mulți care doresc să știe arhitectura, istoria arhitecturii românești. Și dacă o luați de la începutul intrarea desfășurătorului panourilor, veți avea o satisfacție extraordinară, mai ales să vedeți monumente create de arhitecții noștri de patrimoniu, pe care nu cred că toți ați avut ocazia să le vedeți. Vreau să vă citesc numai aceste rânduri ca să înțelegeți nu ce sunt culele, ci de ce am venit cu ele aici. Culele sunt alături de biserici dintre cele mai vechi construcții pe Pământul Românesc. Au fost destul de multe, atâtea cât erau necesare, dar au rămas foarte puține, cu toate că au fost necesare pentru cultura noastră, toate. Cele care acum mai sunt, mai mult ca sigur, ele doar supraviețuiesc, iar după cum astăzi, le vedeți, nu se știe cât vor mai putea să facă singure. Noi, arhitecții României și oamenii de cultură din cadrul ANUC, semnalăm tuturor instituțiilor României cu putere și sarcini să o facă, președinție, parlament, guvern, Ministerul Culturii și Culturilor ANUC, să demareze competent cât mai urgent o salvare a acestor monumente, lăsate într-o distrugere totală de către noii proprietari post-revoluționari, total indiferenți de istoria României și să procedeze la o repunere în valoare a lor bazată pe competențe profesionale și nu cu intervenții distructive care mai apoi să intre sau să reintre într-un circuit turistic educațional. Și în Argeș sunt 3 cule, momentan, afară celelalte 2 care sunt urme. Vă rog frumos, aici avem un tabel care însoțește acest manifest cultural. Vă rog absolut pe toți care considerați că am dreptate să semnați acest manifest. Vă mulțumesc! Păstrându-ne trecutul și având de fapt o atitudine corectă față de trecut, avem și prezent și viitor. În cazul monumentelor în România este un lucru foarte complicat, foarte greu, din păcate, atât pentru județul pe care îl reprezint, pentru județul Argeș, cât și în contextul țării. Nu este o perioadă foarte bună din acest punct de vedere. Speranțele sunt mari, sperăm să nu rămânem cu speranțele numai, pentru că monumentele au nevoie de mult mai mult, de proiecte, inclusiv proiecte europene, care ar trebui să ne definească identitatea românească. Direcția Județeană pentru Cultură își face o datorie de onoare în a mijloci întâlnirea acestei expoziții cu dumneavoastră, mai ales că mizăm pe generațiile tinere pentru a păstra patrimoniul național. Așteptăm noi generații de arhitecți care să fie interesate de restaurare, de lucruri pe monument, pentru că arhitectul este, la fel ca și Dumnezeu, cel care lucrează cu ideea și o poate concretiza, arătându-ne nouă celorlalți care nu suntem arhitecți, binele, adevărul și frumos. Bucurați-vă de expoziție și
poate va fi o invitație și o, știu, un imbold în viitoarea dumneavoastră carieră. E o idee extraordinară să avem așa o expoziție în Pitești. Îmi pare rău că nu suntem în număr mai mare prezenți aici. Poate că oamenii nu știu ce pierd nevenind aici. Este un act de cultură de o valoare extraordinară. Mulțumesc din suflet organizatorilor că s-au gândit să treacă și pe la noi, unde evenimentele culturale poate sunt mai sărace puțin și pentru copiii noștri e o ocazie extraordinară. Mai mult eu zic că bine este să-i lăsăm să vadă întâi, să se bucure de expoziție și impresiile să sperăm că vor fi pe măsură. Uitați-vă bine pe simezi. Uitați-vă că aveți nobili predecesori, nobili predecesori care au ridicat arhitectura românească la un standard european la vremea respectivă. Încercați să nu distrugeți ce au realizat ei și ce mai găsiți în picioare. Poate v-ați uitat la televizor, nu o să mai vedeți piața Matache din noaptea asta, că a fost demolată în București. Pășesc, pe-ntuneric. Nu deveniți cozi de topor. Poate sunt melodramatic, dar nimic nu se poate face rău fără să existe ajutorul unor colegi de-ai noștri din Breaza. Și mă refer strict la demolări. Nu sunt neapărat un apărător, sau mai bine zis, un nostalgic al trecutului, dar un popor care nu are trecut, nu are nici viitor. Și până la urmă, fără să fiu din nou melodramatic, mă gândesc că voi sunteți viitorul poporului ăsta. Încercați să nu vă bateți joc de voi. Vă mulțumesc! Expoziția a fost deschisă la Pitești numai o zi, după care a luat direcția municipiului Râmnicu-Vâlcea.